Magistrații din Horezu au decis ca bărbații din Berbești care au pus foc intenționat unui autoturism în semn de răzbunare să fie arestați preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii au stabilit că partea vătămată a acordat ajutor unei victime a infracțiunii de trafic de persoane să fugă de la domiciliul membrilor familiei lui Călin Vasile, care o obligau să practice prostituția în favoarea lor, folosind autoturismul personal, iar ulterior partea vătămată a sprijinit victima infracțiunii de trafic de persoane să denunțe această faptă și a participat în calitate de martor în dosarul respectiv. Ajutorul dat de persoana vătămată și participarea sa ca martor în cauza ce a culminat cu arestarea și trimiterea în judecată a unui membru al familiei Călin a creat o vădită nemulțumire între membrii acestei familii. Cei doi incendiatori din Berbești, Călin Vasile Zisamar și Grigore Ion Gabriel, care au pus foc intenționat autoturismului unui bărbat din același oraș, au ajuns în spatele gratiilor. Ei sunt acuzați de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Horezu de răzbunare pentru ajutorul justiției. Ca urmare a evenimentelor de o gravitate extremă prezentate în cadrul unui amplu reportaj realizat de Antena 3 Vâlcea, cei doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.